bine, dragi prieteni, și astăzi o să facem masa de Paște, decorațiune de Paște. Haideți să începem să facem această decorațiune frumoasă. Maria vă prezintă o propunere. De unde ai cumpărat această decorațiune? De la Lidl. Cred că nu mai sunt, că s-a luat. Dar de Paște încă nu s-a luat. Am nevoie de multe. De mâncare, să vedeți că de Paște mai are la Lidl. Că costă mai puțină, că am mai mult. Mama, alegem cafea, pentru că este mama, găsim tot ce trebuie. Am vrut să cumpărăm mai multe decorațiuni între acestea, dar nu mai erau. Aceasta a fost ultima. Am mai cumpărat câteva, dar sunt diferite. Maria nu știe despre ce este vorba, pentru că mâine îi pregătesc. O surpriză îmi face. Ia uitați cât de drăguță este. Dacă nu mă înșel, cred că este un suport de șervețele. Nici nu contează, nu ne-a plăcut foarte mult cum arată. Da, sigur. Da, pentru șervețele care spăcei, că altfel era lipit. Uitați-o și pe mica Mara. Cu ușoarele ce vei face, Maria? Am aranjat platourile acestea și acum să punem farfurile. Prima mică. Gata. Și haideți să ne apucăm să punem șervețele. O să le pun în suportul acesta. Uite așa cum stau. Și acum o să punem aranjamentele acestea. Dăm floricele de vișine. Această lumânare de la Petco am dat anul trecut, dar mai sunt acum de alte culori din sticlă. Capacul și aceasta e din sticlă, dar capacul e din folie de sticlă. În aceste steluțe o să punem aușare. Mara a dormit și ne vom apuca. Și să dăm și steluța aceea. Maria a cumpărat și o rățușcă. O rățușcă cu bomboane din Lidl. Tot pentru masa de Paște. Și niște ouășoare pentru a decora vaza. Da, ca un pom. Ca un pomișor. Dacă vom avea timp, uite, mi-a căzut mie, nu? Dacă vom avea timp, poate facem și la țară unul. Unul mai măricel. Ce să vedem mai mare? Un pomișor decorat cu ouășoare. Da, da, acesta e din flori. Și eu am văzut la spectacol că a fost vinerea 2-3 săptămâni. Am văzut că e așa din crengi. Uh-huh, uh-huh. Așa arată. Poate mai găsim
câteva ramuri înflorite. Aceste globulețe, dacă le putem numi globulețe, sau mai bine zis oușoare, le-am cumpărat ieri din... Kaufland. Din Kaufland. Cred că au fost 30 de lei. Da, 30 de lei. E prea plin, mami. Hai. Trebuie să punem și în partea asta. Da. Eu vreau să pun auriu. Îmi place foarte mult auriu. Te pune și la spate. Aceasta. Nu o să arăt. Nu o să arăt. Așa, acolo. Zici că împodobim bradul. Nu, mami. Atâta. Mami. Una s-a rupt? O să o repare tata când vine. Și pune-o și pe ultima, uite aici, pentru că e roșu. Da, mai e acolo. Mai e una? Da. Nu pot. Nu poți? Nu, pune-o. Eu o să pun și pe... Da, pune-o acolo. Da. Vaza noastră cu ușoare este gata. Ce o să punem? Nu, am zis că vopsim ouăle și o să punem ou pentru a ciocni. Pune una în stânga și una în dreapta. Aici. Cam așa și că acum ne apucăm de decorațiune. O să avem nevoie de ușărețelul care luăm de aici. Așa. Îl despăturim. Îl deschidem. Maria toată ziua s-a rugat de mine să o filmez, dar ne-a fost imposibil pentru că bebelușa noastră nu e cu minte. Maria abia așteaptă să prindă un moment în care Mara adorme. O să întoarcem dar prindem modelul frumos. Așa. Îl punem într-un triunghi. Perfect. Și începem să rulăm. Sau pliezi, ce faci? Pliez prima dată. Uh-huh. Așa. Întoarcem așa. Începem așa. E tot așa. Dar unde ai descoperit-o această metodă de... Pe Facebook am văzut la o fată, nu știu cum o cheamă, dar a zis, îmi vreau numai știi, parcă Ioana. Ioana? Da. Ioana a fost sursa ta de inspirație? Cred că Ioana. O să le pe acesta. Închi, o să-i facem fața. Aușorul ăsta. Ia ne vede roșu. Mi-am văzut la Ioana că făcea cu roz, cred că era pudră de obraj. Că... Și am zis să fac cu roșu, că n-am. Așa a făcut și pristrui. Faci și pistrui? Da. Sper să avem timp să vopsim și ouăle în seara aceasta. Păi? E destul de târziu, cred că este ora 10. De mai exact 22. Nu ți este somn? Nu. Gata, am făcut și pistrui. Ochii. De fapt, sprâncenă. Sprâncenele? Decât sprâncenă o fac, că
Poți să vorbești mai tare? Da. Să puțin părul, ca să putem și noi să vedem. Iată. Buze nu-i faci? Nu, da. Nu, o să-i fac o față veselă. O față veselă, nu? Uh-huh. Da. Ai grijă. Uite-o ușor. Iată, Demi, cu fața. Ușorul nostru seamănă cu Mara. Avem nevoie de față. La aici, cu totul. O punem aici. Ricky a ieșit. Și Mara Domec. Ia spune-le prietenilor pe cine este Ricky. Un cățeluș care l-a văzut mai e și Bubu, dar nu știe pe Bubu. De fiecare dată când plecăm noi de acasă, în special când pleacă mami, Mara plânge. Și pentru a o păcăli, ce se întâmplă? O punem la Ricky. O punem la fereastră, la Ricky. Bubu încă nu știe că... Bubu este un alt cățel din cartier. Dar... E din fața, mai unul lângă noi și după aia. Uh-huh. În cartier. Ce interesant, Maria. Păpușica ta prinde viața? Ai făcut o păpușică dintr-un ou și un șervețel? Nu e o păpușică. Dar ce este? E o decorațiune, unii. Drăguța, și abia aștept să fac și pe cele. Acesta este omul. Îi să-i facem fața. Cât de drăgălaș este! Îmi place mult rezultatul, Maria. Îmi place foarte mult că te-ai gândit și la nuanțe. Să fie așa o concordanță și un contrast între. Opa. Nu are nimic, te speli după aceea. Zici că doarme iepurașul tău. Pare o gospodină care a muncit toată ziua și e istovită. Cum a fost ziua ta astăzi? Ce ai făcut toată ziua? Păi m-am jucat cu Vincea. Așa, să luăm șervețe. Lasă-l în pace și treci la treabă.